Aceasta este o sală de clasă unde o copiii erau educați. Ei veneau aici ca să fie învățați tot felul de discipline și cum să se descurce în viață. Și până la urmă așa arată și un ucenic al Domnului Iisus Hristos, ca un învățăcel, ca un om care învață să-L urmeze pe Hristos și cum să trăiască și să crească în credință, ca astfel să devină tot mai asemănător cu El. Cel mai mărez lucru pe care îl putem învăța este înțelepciunea. Iacov ne spune că dacă ne lipsește înțelepciunea, să o cerem de la Dumnezeu pentru că El dă tuturor oamenilor cu mână largă și fără mustrare înțelepciunea. El îți va da înțelepciune. Dacă o vei cere, ce o va dărui? Nu numai atât, dar vei descoperi că doar astfel vei crește în Hristos. Apostolul Pavel își dorea și el să-l cunoască pe Hristos. El a vrut să-l cunoască pe el și puterea învierii lui și și a suferințelor lui și să devină ca el în moartea lui. Așadar, cunoașterea lui Dumnezeu este cea mai măreață cunoaștere pe care o poți dobândi în viață. Astfel îl putem cunoaște pe Dumnezeu în trei moduri. În primul rând, prin puterea învierii sale. Vei avea nevoie să-l cunoști și să știi ceea ce vrea el să facă în viața ta. În al doilea rând, îl vei cunoaște prin părtășia suferințelor sale. Când vei trece prin momente grele și dificile, îl vei cunoaște pe Dumnezeu într-un mod mult mai profund. Toate aceste lucruri te vor face mai asemănător cu Domnul Isus și asta înseamnă până la urmă a fi un ucenic, să devii tot mai mult asemănător cu Hristos. De aceea, dacă vrei să dobândi de ceva în viață. Caută înțelepciunea și cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că așa cum trebuie să mergi la școală, așa trebuie să înveți și cum să devii mai asemănător cu Domnul Isus. Așa că roagă-te chiar astăzi pentru înțelepciunea lui Dumnezeu.